Bine, v-am găsit! Dacă data trecută am vorbit și am explicat în detaliu despre cum acționează firmele de recuperare a datoriilor pe teritoriul Germaniei, în acest videoclip vreau să vă vorbesc pe larg și pe înțelesul dumneavoastră despre cum acționează firmele de recuperare a datoriilor în afara Germaniei, respectiv ce se întâmplă la propriu când aveți datorii neplătite în Germania și plecați în România. Și ca exemplu concret, îl luăm pe Vasile, personajul nostru fictiv din acest videoclip, care a venit în Germania, a muncit 2 ani de zile cu contract legal de muncă la o firmă germană, se duce la bancă și dorește un credit de 30.000 de euro. Pentru faptul că are un scor pozitiv în șufa, nu are datorii sau restanțe de plată la nicio instituție germană, Vasile primește pe card suma de 30.000 de euro pe care, corect, legal și conform contractului semnat cu banca, va trebui să o restituie băncii în rate lunare timp de 10 ani cu dobânda aferentă. Vasile plătește 3-4 rate cât mai stă prin Germania și la un moment dat pleacă din Germania cu gândul să nu se mai întoarcă niciodată. Și pleacă în România, unde are casă, masă și mașină cu mențiunea că Vasile nu cunoaște legile Germaniei și nici nu este abonat la Salut Europa TV, să învețe legile pe care Cosmini le prezintă în fiecare săptămână, pleacă în România fără să informeze banca de părăsire a Germaniei. Ori de faptul că el ar dori să fie corect conform contractului semnat cu banca și să plătească din România ratele lunare sumei împrumutate. Și acum începem să vorbim cu adevărat despre cum funcționează colectarea datorilor în afara Germaniei și cum Vasile, nemai plătind ratele către bancă, începe să aibă probleme cu legea. Pasul 1. Scrisoarea de intenție personalizată. Așadar, Vasile, personajul nostru, va primi în cutia poștală la adresa unde a locuit în Germania o scrisoare de înștiințare din partea băncii de la care a luat împrumutul, unde îi se reamintește faptul că pe luna trecută banca a avut intenția de a-i trage din cont rata lunară, dar pentru faptul că pe care nu au existat bani nu s-a putut efectua tranzacția, așadar rata nu a fost plătită. Acest lucru înseamnă că Vasile, personajul nostru, era conștient de faptul că banca va avea intenția să-i tragă din cont rata lunară, dar el a scos toți banii lăsând astfel contul gol. Pentru faptul că banca de la care Vasile a luat împrumutul de 30.000 de euro nu primește niciun răspuns din partea lui Vasile deși Vasile ar fi putut merge fizic la bancă să le explice că are o problemă financiară, ori Vasile s-ar fi putut adresa băncii printr-o scrisoare. Ori, practic, Vasile să transfere rata lunară pe care o datorează băncii. Banca este deja suspicioasă în ceea ce privește faptul că Vasile se mai află în Germania. Așa că, în decurs de două săptămâni, banca va ajunge să trimită pe adresa unde a locuit Vasile în Germania Două, trei înștiințări de plată, fără să primească niciun răspuns din partea lui Vasile. Acum este momentul în care banca va face investigații cu privire la faptul dacă Vasile se mai află sau nu pe teritoriul Germaniei. Dacă mai locuiește la acea adresă și va cere date de la finanțant, de la firma la care a lucrat Vasile, ajungând la concluzia că Vasilea nostru a plecat din Germania fără să închidă abonamente, fără să anunțe în prealabil casa de sănătate, fără să anunțe angajatorul, fără să facă abmeldung la primărie, fără să anunțe proprietarul casei unde a locuit sau alte instituții. Acum este momentul în care banca de la care Vasile a luat creditul să comunice și să, real, și să relaționeze cu o firmă de recuperare a datorilor care să preia toată situația financiară a lui Vasile și să încerce pe toate căile posibile să recupereze datorile pe care Vasile le are către banca de la care a luat împrumutul plus alte cheltuieli și dobânzi care nu sunt deloc mici. Ca și prin pas pe care o firmă de recuperare a datorilor îl face, este să preia toate datele cu caracter personal și toată situația financiară pe care o are Vasile. Acest lucru însemnând că se va cunoaște în detaliu toate datele personale, inclusiv adresa și locul unde locuiește Vasile în România. Foarte important de reținut este faptul că Instituțiile financiare pot da în judecată pentru pretenții bănești împotriva clienților lor, precum Vasile, personajul nostru din videoclip. Dacă Vasile nu își plătește datoriile către bancă, bancă banca are diverse opțiuni pentru a-și obține banii. Și anume, rezilierea contractului de credit sau de împrumut, ceea ce înseamnă că întreaga suma împrumutului urmează să fie rambursată imediat, peste ceva timp, Vasile nostru va primi la adresa din România o scrisoare de intenție personalizată, bilingvă, în limba germană și engleză, sau chiar și în limba română, trimisă de data aceasta de către o firmă de recuperare a datoriilor din Germania, unde îi se va aduce la cunoștință faptul că acest caz a fost preluat de la banca X de către firma de recuperare de datorii Incaso și că este obligat ca în decurs de două săptămâni, să plătească integral suma de 37.000 de euro, însemnând suma împrumutată plus dobânda aferentă plus cheltuieli de preluare a firmei de recuperare a datorilor plus taxe de scrisori și așa mai departe. Vasile, personajul nostru, primește scrisoarea trimisă de firma Incaso, firma de recuperare a datorilor, pe adresa lui din România, și pentru faptul că nu cunoaște limba germană, și că nu este interesat de ceea ce scrie în aceasta, deși deduce că este vorba despre ratele neplătite către banca X, ignoră scrisoarea și aruncă scrisoarea într-un sertar, gândindu-se că el este acasă în România și că nu are cum să-l caute pe el în România. Nu are cum să-l găsească și să recupereze nimeni nimic de la el. Pasul numărul 2. Contractul personal. Firmele de recuperare a datorilor din Germania au parteneri în toate țările Uniunii Europene, inclusiv și în România, și la care, la nevoie, vor apela la avocații parteneri din România sau la firmele partenere de colectare a datorilor din România. Acest lucru însemnând că o comisie de la o firmă de colectare a datorilor din România, parteneră cu Incaso din Germania, îi vor face fizic o vizită lui Vasile acasă, unde va avea loc un prim contact. Și, în același timp, o înștiințare directă, și totodată se vor interesa de bunurile pe care Vasile le deține. Și aici mă refer la bunuri în valoare sau aproape de valoarea sumei pe care Vasile o datorează, în așa fel încât, în baza unui proces, aceste lucruri, aceste bunuri pot fi scoase la licitație, vândute și astfel suma datorată de Vasile să fie stinsă. De asemenea, comisia aflată la fața locului la adresa lui Vasile din România, îl înștiințează conform legii pe acesta că, în baza legii europene, îi se poate pune sechestru atât pe conturile bancare din România, cât și pe bunurile de valoare din România, dacă, în termenul anunțat, suma datorită, datorată nu va fi plătită. Pasul 3. Colectarea datoriilor prin ordinul de plată european. La încasarea datoriilor din alte țări membre ale Uniunii Europene, Vasile, în calitate de debitor, Va primi un așa zis ordin de plată european dacă nu răspunde în științărilor de plată de la firma de colectare a datorilor din afara Germaniei. Ordinul de plată european este, conform legii, echivalentul ordinului de plată german pe care creditorul, adică banca de la care Vasile a luat creditul, îl poate obține ca parte a unei hotărâri judecătorești de plată. Măsurile de executare obligatorie sunt posibile numai dacă este prezentată o astfel de notificare. Din 2006, regulamentul Consiliului European, numărul 1896-2006 al Parlamentului European, este valabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei. Scopul prezentului regulament este de a simplifica de a accelera și de a reduce costurile de procedură în cauzele transportaliere referitoare la creanțele necontestate prin instituția unei proceduri europene de somație de plată și de a asigura libera circulație a somațiilor europene de plată în cadrul tuturor statelor membre prin stabilirea unor standarde minime prin respectarea cărora nu mai este necesară nicio procedură intermediară între statul membru de executare înaintea recunoașterii și executării. Acest lucru înseamnă, pe românește, că acei creditori, adică, de exemplu, banca de la care Vasile a luat împrumutul, cu sediul în Germania, trebuie să contacteze în mod normal tribunalul districtual, înainte de a lua măsuri de executare împotriva lui Vasile, ca și parte a colectării datoriilor externe. Vasile, în calitate de debitor, are acum la dispoziție doar 30 de zile pentru a se opune ordinului de plată, pentru a face contestație. Ordinul de plată devine apoi obligatoriu din punct de vedere juridic și poate fi executat imediat, deoarece funcționează ca și titlul de plată. Titlul este recunoscut în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, astfel încât creditorul, adică banca sau firma de colectare a datorilor, să poată lua măsurile de executare corespunzătoare cu condiția să fie îndeplinite toate cerințele naționale ale statului respectiv, în cazul nostru România. Situația juridică poate varia foarte mult de la o țară la alta, astfel încât, la fel ca și pașii care sunt necesari de făcut înainte de a pune în aplicare cererea sau cerințele pentru contractele definitive. De asemenea, legile naționale respective joacă un rol crucial, în special la încheierea contractelor. Foarte important, important de reținut este faptul că nu este specificat în fiecare țară cine suportă cheltuielile de colectare a datorilor. În Germania, aceasta este de, acesta este de obicei debitorul, în cazul nostru Vasile, dar în alte țări, aceștia pot rămâne și la creditor, adică banca. Pasul numărul 4. Minciunea și înșelăciunea în colectarea datorilor din afara Germaniei Firmele de colectare a datorilor nu lucrează întotdeauna cinstit și corect. Nu numai creditorii sau băncile care au nevoie de ajutor pentru colectarea datorilor din afara Germaniei ar trebui să verifice cu atenție seriozitatea companiei, dar și debitorii, precum Vasile, personajul nostru care primește o scrisoare de colectare a creanțelor, nu ar trebui să plătească orbește suma necesară de teama măsurilor de executare silită. Prima indicație a unei companii germane de recuperare a datorilor cu reputație este înregistrarea la tribunalul regional sau districtual relevant la sediul companiei. Astfel, acest lucru poate, se poate face online prin intermediul registrului serviciilor juridice. Foarte important de reținut este faptul că, deși Vasile în calitate de debitor are acum un ordin de plată european, eliberat de către tribunalul prin ordin judecătoresc, are drepturi când vine vorba de recuperarea datoriilor din afara Germaniei, inclusiv are dreptul de a se apăra în instanță, având posibilitatea să fie reprezentat de către un avocat. Debitorii ar trebui să fie suspicioși și ei dacă amenințările ascunse din scrisori sunt folosite pentru a obține recuperarea datoriilor. De aceea vă voi enumera și vă voi exemplifica câteva dintre amenințări care sunt populare în gestionarea creanțelor dubioase din străinătate. Costurile exagerate de colectare a datorilor. Deși legea germană îi va impune debitorului Vasile să suporte costurile și cheltuielile de colectare a datorilor interne sau externe, acestea nu pot fi în mod normal mai mari decât taxele percepute de un avocat pentru serviciile de colectare a creanțelor. Presupusele vizite la domiciliu. În Germania, cetățenii au dreptul de a interzice persoanelor accesul la apartamentul sau în casa lor. Desigur, acest lucru se aplică și angajaților firmelor de ag și agențiilor de colectare a datorilor. Executarea obligatorie, cum ar fi sechestrul. Conform legislației germane, măsurile de executare obligatorie pot fi efectuate numai de, un, de către un executor judecătoresc, pentru care trebuie să fie disponibil un titlu de creanță. Nu este suficientă doar o procedură de colectare a creanțelor. Conform regulamentului european privind sequestrarea conturilor, creditorii, precum băncile, pot și au dreptul de a sequestra temporar conturi în alte țări membre ale Uniunii Europene de la începutul anului 2017. Oficiul Federal de Justiție numește această procedură ca fiind o cale eficientă. De asemenea, sequestrarea salariului este posibilă și în afara Germaniei, atâta timp cât un debitor, precum Vasile, personajul nostru, are datorii neplătite la instituțiile germane. Firmele de executare silită din Germania au dreptul, conform legii, să poată pune în aplicare această procedură și în afara Germaniei, în cazul nostru, România. Personajul nostru, Vasile, are acum trei opțiuni legate de rambursarea datoriilor neplătite, și anume. Procedura europeană de plată, titlul executoriu european pentru creanțele necontestate și procedura europeană pentru cereri în valoare redusă. Foarte important de știut este faptul că reducerea datorilor extrajudiciare depinde de bunăvoința creditorului. De exemplu, o bancă poate ierta datoria dacă debitorul este insolvabil și nu poate strânge suficienți bani pentru a acoperi creanța în viitorul apropiat. În cele mai multe cazuri, aceste datorii sunt de fapt prescrise, deoarece se aplică termenul de prescripție de 3 ani, în conformitate cu secțiunile 195 și 199 din Codul Civil German, cu excepția cazului în care termenul de prescripție ar fi suspendat, în conformitate cu secțiunea 497 aliniatul 3 din Codul Civil German. Vă reamintesc faptul că absolut toate informațiile pe care le găsiți pe acest canal, respectiv Salut Europa TV, sunt corect din punct de vedere legal și sunt informații pe care vă puteți baza. Cu voi a fost ca de fiecare dată Cosmin de la Salut Europa TV. Abonează-te la canal să aveți acces săptămânal la informațiile de cea mai bună calitate și corecte din punct de vedere legal din Germania. Pe data viitoare, numai bine vă doresc!